Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Mama. Da, mama. Cred că începe cam cum a început ieri. Bună. 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 Bună, Melissa. Am avut o grămadă de treabă de dimineață. Bine, nu chiar așa multă, dar am avut ceva. Și Florin a plecat la cumpărături. Eu îl aștept să vină să mâncăm, că mi-este foame. Și sper că a cumpărat Lipi, pentru că ziceam că o să cumpere Lipi, să ne facem noi așa un fel de shawarma în casă. Aici prăjesc niște piept de pui, o să tai o ceapă roșie, niște roșii, niște castraveți murați. Să vedem ce mai cumpără Florin și să facem, da, un fel de shawarma. Am și cartofi în cuptor. Și astăzi, bine, o să trebuiască să intru să fac duș, să mă aranjez un pic. Nu foarte tare, dar așa un pic, să-mi iau fața mai comercială. Mălă? Nu. Că? Da? Da? Nu. Nu? Și vreau să filmez astăzi rețeta de macarons. Acolo? Că? Nu acolo, acolo. Ba da. Acolo, așa. Așa. Asta ce e? Căpșună? E ok? E. Like? Acolo este fluturașul Beatrice. Deja ai luat cireașa de pe tort. Ce e acolo, Melisuca? Frișcă? Nu-i bun? Nu-ți place prăjitura la care ne-ai invitat tati? Vrei o bucățică? To be or not pe internet. Ia stați așa să vă arăt ce poze mi-am pus acolo. Ce poze mi-am printat acolo. Melissa și Daniel. Aici doar Daniel singur. Aici așa. Și aici familia noastră. Aproape mi-am completat toate ramele. Anul trecut mai am câteva acolo goale, dar o să le fac eu cândva. La anul. Până la anul. E bună? Ai nevoie de ajutor? Nu, hai. Hai să mâncăm. Melissa? Da, mă, mi-a mâncat tot. Ce vrei să citești? Trebuie să prind becul. Eu sunt puțin cam desumflată. Sio, mod meg. Mi-a trimis Tommy. Dă un pic mai... Dar nu pot acum că scriu un mesaj. Nu, bine, mi-arăt după aia. Da, eu sunt puțin cam desuflată. Copiii sunt cam agitați. Claudia, Daniel, Melissa pe sus a făcut pe acolo dezastru. Și mie nu mi-a ieșit rețeta de macarons. Deci prima rețetă din seara asta, prima tentativă, a eșuat. Cred că știu unde am greșit. Dar ideea este că nu mi-a ieșit. Și dacă nu mi-iese, nu fac filmuleți, pentru că nu pot să fac filmuleți cu chestiile astea, nașpa, care mi-au rezultat. Nu e bine, nu e bine și știu unde am greșit. Asta e, e greu în condiții de stres, să faci repede, să faci bine, să te duci la copii, să te duci peste tot. N-are nimic. Mai încercăm. Mai încercăm. Facem un selfie, Daniel. Facem un selfie, mă. Mă. Știi cât s-a ridicat buzița. Sunt
Ți-a reajuns părul? Cine e acolo? Daniel! Nu te-am mai filmat la băiță de anul trecut? Știi, nu? Știi, nu? Îți place la băiță? Îți place? Cine e băiatul, mama? Cine e băiatul, mama, frumos? Cine? Tu faci gălăgie? Tu-ți permiți să faci gălăgie? Da. Te-ai făcut de mai bibelușul. Ești un bibeluș gășan. Ia uite ce mare ești. Ia uite ce mare ești. Ia uite ce mare ești. Ce povestești tu acolo? Dar zici ce povestești tu acolo? Înghi. Da, mama. Ai mâncat banana? Da. Aruncă-o la gunoi. Aruncă coajă la gunoi, mămică. Acolo e gunoiul. Acolo e gunoiul. Și gata, ai ieșit și un șuricel de la baie. Ce ai zis tu mai devreme lui Daniel? Nu, l-ai luat în brațe și ai zis că îl iubești. Îl mai iubești? Vrei să-l mai iei odată în brațe? Hai, să ți-l dau de tot ție în brațe? Da. O să-l scapi. Hai, iubește-l așa la mine în brațe. Așa, zi te iubesc, Daniel. Zi te iubesc. Gata, nu mai, gata, mai ușor, că nu prea place. Ia unde te-ai murdărit pe rochiță? Unde? La mânecă și mai unde? Și mai jos, acolo am văzut eu. În partea aia. Unde ai mânuța? Acolo. Dar ce ai făcut? Ai mâncat? Și așa mănâncă fata mea? Da. Da. Uite, mama. Dar nu-i frumos să faci așa. Uite, mame. Dar nu-i frumos să faci așa. Uite, mama. Tu. Uite, mama. Mergem să te spăl, să te bag la somn? Da. Da? Mai dormim o noapte, de fapt două, asta și încă una, și după aia mergi la grădiniță. Vrei să mergi la grădiniță? Da? Mai dormim de două ori și mergem la grădiniță. Și începe grădinița. Ce faci, iubita mea? Calci? Calci pijamaua lui bebe? Ce fetiță harnică, a luat ea de bună voie să calce. Am pus acolo rufele să le strâng, să le pun la loc. Și Melisa a luat pijamaua lui bebe și o calcă. Ce face, Melisa? Ia uite-te la mine. Ce faci? Cac. Calci? Bravo! Ce fată harnică are mami! Mama, te calc! Să mă calc! Este 2 fără 12 minute și o să spuneți că m-am lovit la cap și probabil m-am lovit la cap. Dar vreau foarte mult să fac rețeta de macarons. Și ziua nu am nicio șansă. Când sunt copiii, ba, cu Melissa, ba, Daniel, de Claudia se ocupă mai mult Florin când e acasă, dar oricum, dacă el e ocupat cu Claudia, de exemplu, eu trebuie să mă ocup de ceilalți copii și am încercat să bag pe Melissa la somn astăzi, eu dormea și Daniel, zic hai că fac repede rețeta, dar sunt unele lucruri pe care nu poți să le faci repede, adică durează și ca să iasă bine, trebuie să fii atent acolo și să faci ca lumea și nu mi-a ieșit. Și știu unde am greșit. Și pe lângă asta, oricum, e destul de dificil să și explice în timp ce faci ceva și durează mai mult și asta era ideea, să fac un filmuleț în care să explic așa tot ce fac.
Și mai și o catastrofă, deci nu, numai macarons n-au ieșit chestiile astea, parcă sunt niște plăcinte, niște biscuiți, niște... Apropo, Melissa zice la biscuiți, cum a zis, bocosti? Nu știu cum a zis, oricum trebuie să-i spun mâine, să mai zic încă o dată. În fine. Și așa vreau să fac un filmuleț în care să explic, să povestesc așa în timp ce fac. Și a ieșit catastrofa asta și până la urmă am filmat tot ce fac și urmează să înregistrez vocea când editez. Și e mai ok așa pentru că am filmulețul făcut, pot să povestesc, dacă greșesc ceva, înregistrez din nou. Așa dacă fac rețeta și greșesc ceva sau zic ceva greșit, nu pot să corectez, trebuie să fiu foarte atentă. În fine, sunt chestii de ale mele, ideea este că am făcut acum, trebuie să le mai bag la cuptor. Ele, în mod normal, trebuie să stea așa vreo jumătate de oră, 40 de minute, să prindă o coajă așa deasupra și abia după aceea să bagă la cuptor. Și acum eu aștept să prindă coaja aceea deasupra și să le bag la cuptor și o să vă arăt cum au ieșit și o să și închei vlogul atunci când o să fie gata. Le-am băgat la cuptor și urmează momentul adevărului, dacă nici de data asta nu mi-au mai ieșit. Iau o pauză și mai încerc peste câteva zile, câteva săptămâni, habar n-am, să vedem dacă o să iasă sau nu. Eu filmez, dar dacă nu o să iasă, filmez degeaba. Să vedem dacă o să crească așa cum trebuie sau nu. Am emoții. Deocamdată arată bine, se formează acolo piciorușele jos, marginea aia care trebuie să fie frumoasă. Sper totuși să nu crape la suprafață. Cam atât. Voi încheia vlogul acum. Nu pot să vorbesc prea tare pentru că toată lumea doarme. Este 3 și un sfert. E trecut deja de 3 și un sfert. Vă mai arăt prăjiturelele să vedeți cum mi-au ieșit mie de data aceasta macarons. Și cam atât. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Vă pup și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmețul următor.